Bună seara, stimați telespectatori! Am revenit cu cea de-a doua parte a emisiunii alături de invitații mei, terapeutul Simona Ioniță și psihologul Ciprian Bojan. Vorbim așadar despre realitatea de dincolo de conștient. Poate că prima parte a fost un pic mai tehnică. La un moment dat, chiar cei doi invitați ai mei specialiști în aceste domenii au dat explicații pentru o zonă mai înaltă a cunoașterii de tip hipnoză, de tip psihologie. Acum însă aș vrea să intrăm într-o zonă care, nu știu, suscită multe, multe întrebări. Și anume această hipnoză, această regresie hipnotică. Se bazează cumva pe ideea reîncarnării? Da. Și această idee a reîncarnării e chiar veche, există în toate civilizațiile, în toate culturile, da. Da, până și în Biblie se spune ideea că este, au fost mult mai... Am pus eu greșit întrebarea. Există probe prin această, sau poate se pot constitui probe prin această hipnoză, prin această regresie hipnotică în favoarea reîncarnării, în favoarea ideii de reîncarnare? Sigur, am... făcut foarte multe regresii cu diverse persoane și aproape toate au reușit să afle diverse răspunsuri pe care le căutau. Să luăm, de exemplu, și acea întâlnire care a fost pentru reîncarnare, pe care am făcut-o noi împreună. Acolo, chiar spre sfârșitul întâlnirii, a venit o doamnă care... nu era neapărat pregătită pentru acea întâlnire, dar avea o problematică mai deosebită, în sensul că la naștere au fost două fetițe și una a murit la naștere și ea a supraviețuit. Și ceea ce se întâmpla, eu nu știam, am inițial problematica ei, ea se învinovățea foarte mult pentru ce s-a întâmplat, de ce ea a trăit și cealaltă fetiță nu a trăit. Și din păcate foarte multe persoane au problematici din momentul nașterii sau anumite momente din copilărie sau viața anterioare, dar foarte multe în momentul nașterii, pentru că sufletul nostru are o cunoaștere înaltă atunci. Și momentul în care apare apariția în această lume poate fi o traumă de foarte multe ori. Nici nu se mai face acea naștere acasă, într-un mediu mai sigur și de multe ori mai sunt forțat să ies. Mai plin de iubire, să spunem așa, înconjurat de familie, de toți ai tăi. Da, și poate fi un motiv al faptului că sufletul suferă o traumă de multe ori în acele momente. Și de exemplu, am citit și eu în diverse scrieri despre experiențe extracorporale sau despre experiențe ale sufletului, că cele mai mari suferințe sunt ale sufletului atunci când se naște, când apare sau reapare pe lume. El conștient a ales să vină pe această lume pentru a învăța ceva, cu o anumită lecție. Dar totuși, în acel moment, până și Iisus pe cruce a avut un moment de rătăcire. În acel moment nu e ușor să facă pasul, trecerea. Și există oameni care... poate nu a fost acceptat de unul din părinți sau n-a fost întâmpinat cu dragoste de unul din părinți. Și atunci, la nivel energetic, există acea încărcătură asupra corpului. O încărcătură care e până și în momentul prezent, dacă eliberarea nu a fost făcută. Și tocmai acesta e rolul regresiei, de a merge în timp sau în viitor, dar mai puțin în viitor o fac, pentru că e altă discuție. Bine, dacă ar fi să ne gândim la teoriile hinduse, am putea considera că momentul în care sufletul renaște, momentul în care se reintegrează într-un trup pe pământ, el își dă seama practic de încărcătura karmică cu care vine
și practic de greutățile pe care le are de recuperat în noua viață. Și atunci ar putea să fie o suferință, nu? Să vezi că ai de fapt dedus o foarte mare greutate pe perioada următoare. Dar întrebarea mea, nu cred că Simona, este, pentru rog, că el a ales deja, sufletul a ales. Dar cred că problematica apare de la acel moment în care ia viața în piept, pur și simplu, și trebuie să apară, să simtă energia acestei lumi. Sigur, e o trecere despre care se spune că ar fi extrem, extrem de dureroasă, dar întrebarea mea era referitoare la experiența ta de hipnoză, de regresie hipnotică și de dovezi în sensul unor oameni care s-au regăsit în vieți anterioare. Ai văzut așa ceva? Da. Am avut, de exemplu, oameni care pur și simplu într-o regresie hipnotică mers cu o anumită intenție să afle că le plăcea să facă anumite lucruri cu anumite persoane, să spunem... Bun, dar au regăsit locuri, să spunem, prin care fuseseră, nu în viața asta cu siguranță, sau... Că sunt povești în acest sens, Alexandru Ștefănescu chiar are tomurile sale extraordinare legate de această temă, și acolo se vorbește despre cazuri în care au recunoscut locuri în care nu fuseseră niciodată în acea viață, deci de undeva le știau din altă trăire. Există cu siguranță până și cărți în care se sapă foarte mult în viața reginei Angliei, de exemplu. Da, sau există, persoanele au anumite trăiri pe care nu le pot asocia cu ceva fizic din... Și cu ceva din viața sau actuală. Sau din contră, apare un click să zică, a, uite, da, de asta îmi place foarte mult să mă joc în modul acesta, pentru că și în viața cealaltă o făceam și e un mod de apropiere între noi. Adică, da, eu înțeleg, tu pui accentul pe ceea ce trăiește omul și nu cum interpretează diverși, pentru că asta râdeam mai de mult cu Ciprian de anumiți... practicanții ai hipnozei și cine mergea la ei să vadă practic, să trăiască această experiență a regresiei, totdeauna ajungea la concluzia că într-o viață anterioară fusese nu știu ce prințesă, nu știu ce cavaler, nu știu ce, dar numai un om normal nu fusese, numai, nu știu, cineva cu o meserie banală, proletară sau burgheză sau e whatever. Foarte interesantă chestiunea asta, pentru că iată, aici am stat eu să mă gândesc de mai multe ori dacă să dau crezare tuturor experiențelor regresive sau nu. Automat, pentru că am interacționat cu mai multe persoane care au avut regresii, au trecut prin regresii. Da? Am găsit, într-adevăr, hai să spunem, un procent foarte mic de pescari. Mai știu, mă rog, ce, meserii banale, țărat, da. Rest, vieți toți banale. Ar fi avut undeva într-un trecut, da? O situație nobiliară, ar fi fost un erou, o prințesă, o prea frumoasă fată și iată că de ce? Am stat și m-am gândit. Există o explicație, dacă vrei, conform mitologiilor, nu? În mitologia hindusă treci prin atâtea cicluri repetând acest drum karmic, această dharma practic, până când ajungi să-ți echilibrezi perfect karma și această samsară să termine cu ajungerea în nirvana, în rai. Totuși, așa și, statistic vorbind, este aproape imposibil ca toți să fi fost în vieți anterioare niște prințese blonde și frumoase. Păi nu, tocmai, s-ar putea ca cele prințese blonde și frumoase și acei cavaleri neînfricați, de fapt, să fi făcut atâtea păcate și atâtea nenorociri, încât să fie nevoit să-și repete de foarte multe ori această samsară, să intre în această samsară de foarte, foarte multe ori. Păcând un om simplu, un om care a trăit tot timpul cu frica lui Dumnezeu, cum am spune noi, poate să fie ajuns foarte repede în rai, foarte repede în nirvana. Este posibil. Însă, cum în mitologia nordică, nu? Tot așa, cei care erau foarte viteji în timpul vieții, apropo, chiar e un serial acum realizat de MGM împreună cu History, Vikings. Foarte interesant, foarte interesant. Un documentar artistic așa haios și în care se vorbește despre această strădanie a lor de a fi cât mai viteji, de a muri cât mai cu o sârdie pentru a-și dovedi
calitățile necesare pentru a ajunge direct în Valhalla, fără a mai trece încă o dată de a se întoarce pe pământ. Sau martirii care ajung direct în paradisul islam. S-ar putea, deci, ca să există o explicație. Pe de altă parte, o altă explicație pe care încerc eu să o formulez acum ar fi aceea cum că, iată, ce sunt acele reprezentări? Practic niște proiecții ale subconștientului pe baza unui model, al unui șablon, al unui model arhetipal. Modelul prințesei, al eroului, al înțeleptului, toate acestea sălășluiesc în... Să fi fost, de fapt, dorințe încă din copilărie exact. Și care noi toți suntem niște eroi, noi toți suntem niște copii, dar noi credem în povești. Prințese suntem mai puțin, însă, iată, înțelegeți ideea. Am înțeles. Este simplă. Inconștientul nostru poate să facă acele proiecții, el ne poate vorbi nouă prin metafore. Ca să spargem acest cod al metaforelor, ar trebui să vorbim exact limbajul metaforic al subconștientului nostru. Cum spunea Simona mai înainte, că nu face interpretări, că... Păi nu, că prin interpretări ajuns tot timpul la prințese. Șarpele poate să fie ori așa, ori, sau ori așa, da? Ori, iată. Dacă am putea, o relație terapeutică, o relație cu un pacient, o relație de tip psihanalitic, îi oferă psihanalistului posibilitatea de a învăța limbajul metaforic al pacientului său, da? De-a lungul unei experiențe bazate, pe ani întregi de experiență, și mai târziu ajunge să vorbească cu mintea inconștientă pe limba ei. O să râzi, dar Hipocrat, părintele medicinei, folosea într-adevăr interpretarea viselor în metodele sale de tratament, practic undeva din zona clasică. Uh-huh. Nu? Iar că tot vorbeam și bine, pe vremea, deci grecii, că am vorbit de egipteni, grecii într-adevăr aveau o știință extraordinară în studiul viselor, de acolo deci apare, de la Artemidorus, apare și acel tratat extraordinar, Oneirotica, în 5 volume sau așa ceva, deci o scriere extrem de vastă, destinată exact interpretării viselor. Deci de asta spun, acolo chiar era o știință la greci, bazată și pe inițiere și pe tradiție și pe o permanentă experimentare. Că tot am revenit la vise, un lucru pe care eu încă nu mi-l explic, însă promit să mă ocup cu precădere de el în timpul ce va urma, este visul de importanță zero în viața fiecăruia. Am vorbit cu foarte multe persoane. Aproape toate, sau într-o proporție covârșitoare, au un vis din copilărie care pare să urmărească tot restul vieții, pe care nu-l uită. Ne uităm visele. Da? Da. Este normal să le uităm. Ne-am încărcat informațional prea mult. Însă cu toții avem un vis plăcut sau nu, dar de o importanță atât de mare încât nu-l vom uita niciodată, iar acel vis este undeva din copilăria noastră. Am găsit asta în relatările a numeroase persoane. Acel vis are un mesaj pentru om, pentru a-l ajuta să crească. Și tocmai de asta. Și dacă acel vis, de fapt, nu a fost un simplu mesaj, ci a fost chiar o vizită. O vizită a unei creaturi din altă zonă. Poate fi. V-am spus că e o experiență mea care m-a dus spre această lume a viselor, în care, sincer, nu credeam inițial. Este un moment în care a murit un bunic de-al meu și noaptea, la vreo câteva seri, am avut un vis ciudat în care era o ființă de lumină care spunea că se simte singur acolo și că ar vrea pe cineva cu care să poate interacționa la nivel energetic, și am întrebat pe cine și a zis: mama ta. Eu, cel puțin la acel nivel al viselor, m-am speriat și am zis: nu mama mea, nu-s pregătită. Și atunci a venit ceva de genul: atunci mama lui. Și m-am trezit brusc și am fost total șocată, pentru că eu nu știam că mama lui trăiește. Și apoi consultându-mă cu părinții, bunicii, am aflat că, de fapt, da, mama lui trăiește și, culmea, la 2 zile a murit. Și atunci chiar mi-am dat seama că e clar ceva mult mai mult acolo la nivelul viselor, pentru că era o informație pe care nu știam. Mesajul, în orice caz, este o variantă, însă, repet, există foarte multe mărturii și unele dintre ele celebre. Am început cu
acest cu pasajul din Vechiul Testament, din Facerea, nu referitor la Iosif, dar hai să ne gândim la celălalt Iosif, nu la Iosif Tâmplarul, tatălui Hristos, care, nemulțumit de visul anterior, primește și el vizita unui înger care îi spune să accepte această sarcină a Mariei venită din partea Duhului Sfânt. Uh-huh. Mai înainte însă, Maria primește vizita arhanghelului Gabriel, care o anunță de sosirea Salvatorului, nu? Cum îi se spune lui Iisus, practic, prin acest vis interpretat, răstălmăcit chiar de către mesager, de îngerul Gabriel. Îngerii, practic, abundă în relatările biblice legate de vise. Și în tradițiile populare. Da. Însă eu mă refer la această zonă pe care sigur nimeni nu o contestă, și anume a cărților sfinte, fie că vin ele din zona creștină, fie iată că vin din zona musulmană. În zona musulmană, nu, îngerul Gabriel vine la profetul Mahomet. Pe același trunchi comun. Exact. Pe același trunchi. Sunt și în tradițiile păgâne. Absolut. Lilith, alminteri. Lilith, da? Venind tot din zona iudaică, dar apare pe altă filiație. Și în general acesta este teritoriul de joacă, să spunem, în glumă, al îngerilor și demonilor. Dar nu uitați zona că stării de inconștient, da. Nu uitați că oamenii sunt foarte mult atrași de acest neobișnuit, de excepțional, și cred că acesta e un motiv și de ce foarte multe regresii par ale regilor sau a unor personaje mai deosebite. Din experiențele mele și visele și regresiile, nu toate, nu foarte mare procentaj e legat de o personalitate deosebită din istorie, ci cele vise, fiind mai extraordinare, ajung la urechile celorlalți din jur, și de aceea cred că e impresia aceasta din exterior că lucrurile mai... că există doar lucruri extraordinare în regresie, de exemplu, sau de în exemplu, vise. De exemplu, pentru mine, că tot vorbeai de vise care, mă rog, care te marchează, pentru mine există, într-adevăr, eu care nu sunt, să spun așa, un experimentator, însă am avut un vis în copilărie, cred că este primul lucru de care mi-aduc aminte și care a fost marcat de o prezență. Și care a fost marcat de o prezență pe care o resimt de ori de câte ori mă gândesc la acel vis. Chiar o simt fizic, uh-huh, într-un fel. Și nu sunt, cred că, singurul care își aduce aminte de aceste vizite în copilărie, că am discutat cu mulți alți prieteni și care își aduc aminte. Practic, atunci fiind probabil mai receptiv, fiind probabil în formare sau având, poate cum spune Simona, o putere mult mai mare, sufletul sau spiritul tău este accesibil prin aceste ființe. Dar, vezi, am vorbit foarte mult de zona visului, ignorând însă puterea pe care noi o avem, poate inconștient, în stare de veghe. Mai bine zis, în anumite zone inițiatice, inclusiv în anumite ritualuri masonice, în anumite rituri masonice, se folosește acest termen de egregor. Acest termen de egregor, care este pe undeva o ființă, o entitate, mai bine zis, creată în urma unei dorințe comune, unor dorințe comune. Și nu numai în masonerie, dacă este să ne gândim la acel celebru egregor creat în suferința și în dorința de apărare a comunităților iudaice, nu? Da, golemul. Golemul, absolut, suflet și pământ. Cu puteri magice, da. Cu puteri supranaturale ieși din comun. Iată că este vorba despre dorințele noastre proiectate care ajung, așa cum spuneam la început, să ne definească realitatea. Sunt la modă, mă rog, acum, mai recent, acele înregistrări ale grupului din jurul The Secret, da?
care ne spune că ne creăm viața proiectându-ne dorințele în astral. E bine, nu e mare secret, pentru că noi cu toții știam foarte bine lucrurile acestea. Da, mie da? Mi se pare un pic forțată și este exagerată. Este forțată. Adică, ce este... să mai... Exact ca în genul escrocilor care tămăduiesc în ziua de azi în România și care tuturora le este accesibil totul, de la Reiki, la regresie, la îngeri, la tot ce vrei tu. Hai să fim serios. Este și o acolo industrie tot enormă țesută în jurul unei idei atât de simple și idei... atât de accesibile. Da, lipsesc niște lucruri de acolo. Lipsește divinitatea, lipsește puterea inimii accesată din interior. Însă, rezumând, filtrând, ca să spun așa, este evident și am constatat-o noi cu totul, cu toți în realitățile noastre cotidiene, cum că dorințele și proiecțiile noastre ajung într-un final să ni se înfăptuiască. Da? Ai grijă de ceea ce îți dorești, că s-ar putea să se... S-ar putea să și se atunci, da. Cum anume are loc acest proces? Dincolo de supranatural, dincolo de înfirescul nostru, este și normal că în momentul în care ne-am fixat foarte bine un obiectiv, o țintă, am definit-o, am conturat-o, o știu, o miros, o simt în forma în care vreau să o obțin, este și normal ca inconștientul meu să se forțeze să mă ajute să găsesc resursele pentru a merge pe acel drum și a-mi atinge acel obiectiv. Este foarte clar, în psihologie este celebru experimentul acela de la Stanford University, da? Studenți cu un background familiar, cu pregătire, cu capacități educaționale asemănătoare, ajungeau ca de-a lungul experienței universitare să obțină rezultate diferite. De ce? Pentru că unora le era foarte clar ceea ce vor să obțină, iar altora nu le era foarte clar ceea ce vor să obțină. Deci nici drumul pe care urma să meargă. Ori ați fi foarte clar și ați fi foarte bine formulat, felul în care vrei să arate realitatea ta va ajunge într-un final să o și definească. Da. Asta dincolo de... Bun, să o definească, să o definească, dar vorbesc aici de o chestiune pe care mintea umană o creează. Acest egregor de care vorbim, da, mulți consideră că este o entitate care deja ajunge să lucreze, să lucreze câteodată și independent de voința care l-a creat. Pentru că voința deja nu mai știe, devine haotică. Da, de exemplu, hai să spunem, noi ne gândim într-o anumită comunitate să creiem, nu știu, să creiem, ne gândim neapărat că bine ar fi să se întâmple ceva anume, ceva foarte clar. În acest scop, practic, această comunitate a noastră spirituală creează entitatea. Dar noi după aceea devenim haotici, nu mai știm ce vrem. Pur și simplu, domne, hai să zicem, ca într-o biserică. Într-o biserică, domne, să ne fie bine, să ne, nu știu, să facem, să înfăptuim numai lucrarea lui Dumnezeu, să... După care fiecare o ia razna și începe și gândește. Unul să gândește la sănătate, altul la bani, altul să-i meargă bine în căsnicie și așa mai departe. Asta înseamnă, practic, proiectarea dorințelor în sfera proiectarea spiritualității, înseamnă exact poluarea spiritualității. Exact. Dar, în schimb, acel egregor creat, ăla merge înainte. Te mir că după aia, domne, dar nu mă ajută Dumnezeu. Păi nu te ajută, că de fapt tu nu mai ceri lui Dumnezeu ceea ce trebuie. E o concentrare de energie, suma energiilor, da, intențiilor noastre. În momentul în care noi simțim cu toți porii ființei noastre, cu toate simțurile ce dorim, radio are o anumită frecvență și atunci atragem aceeași frecvență din exterior către noi. Atragem oportunități, atragem persoanele care ne ajută. O acordare, să spunem, da, o acordare nevăzută. Problema e că noi de multe ori, de fapt, nu știm ce e bine pentru noi, că bine și rău, de fapt, nu există, știți cum e, depinde de punctul de vedere în care te uiți. Și de aceea, cel mai multe ori, e mai bine decât să mergi în inimă, să mergi în tine, în sinele tău superior și de acolo să ceri, deschizându-se ce e mai potrivit pentru tine, ce e mai bun pentru tine. Pentru că de multe ori poate cerem, de exemplu, ploaie. Cerem că vrem să plouă, facem ploaia să apară, dar apoi plouă o lună întreagă și trecem la extrema opusă a inundațiilor, nu? Simona, din păcate, vezi, noi nu cerem ploaie de obicei. Noi cerem și practic toată societatea modernă cere un singur lucru și anume bani. De aceea eu am și scris la un moment dat, am făcut un material și o emisiune pe vremuri, apropo de noul mare zeu al lumii moderne.
Practic, acest supraegregor, creat de mii de ani încoace, se spune că de pe timpul fenicienilor, poate și mai dinainte, acest egregor numit banul, sau în alți, în termeni semiți, biblici, mamona. Exact. Se apropie cumva de fenicien, pentru că există două tipuri la ei. Aveau un zeu care se numea Mumu și era un zeu al viselor, și în același timp Mamun înseamnă la ei profit. Deci iată, îmbinând cele să două... Să fim puțin atenți la cultul banilor. Iată, păi, cu cât ne închinăm mai mult acestui... Deci ne închinăm, îl visăm, este toată ziua, deci exact, pentru noi... Cu deci... atât suntem mai săraci, Dragoș. Vorbim despre criză, mai săraci într-un cum? Moment de bogăție absolută a pământului. Un copil care se naște acum are mai multe șanse în devenirea lui și în trăirea lui în bogății decât avea un copil care se năștea acum 2000 de ani. Da, e adevărat. Da? Și totuși, în ciuda acestei bogății care ne înconjoară, tot ne plângem că suntem săraci. Păi, normal, suntem săraci pentru că... Nu suntem săraci. Valoarea noi suntem o dă săraci realității. Pentru că noi de fapt nu mai avem alte valori decât una pe care ne-am impus-o singuri și care ne impunându-ne... Exact, trăim în ea. Deci noi niciodată nu ne va fi suficient. Suntem într-o transă din care nu putem ieși, într-un vis urât acesta al banilor. Ciprian, eu cred că deja această entitate există și este creată. Deci eu cred în această putere a omului, o ființă cu totul și cu totul extraordinară, pe care animalele în simplitatea lor o simt, de simt acest extraordinar din om, și care are puterea de a crea acest egregor. E bine, nu există niciun egregor și n-a fost niciodată un egregor mai puternic decât banul. Banul care este o dorință care trece dincolo de culturi, de civilizații, de religii, de tot. De mii de ani se lucrează la această creație și dacă în momentul ăsta vedem chestiuni inexplicabile, din punct de vedere al moralei, din punct de vedere al umanității, este pentru că e ceva mai puternic decât toate astea. Eu nu și anume cred acest că sunt trei egregori care ne străbat societatea, ne străbat lumea, ne domină. Și dacă ne uităm la un banal, hai să spunem, horoscop, da? Bă, ce găsim? Bani, dragoste, sănătate. Da, da. Banul, care este un mare consumator de energie și măcinător de suflete. Dragoste, care este un stârnitor de pasiuni. Da? Și sănătate, pe care cu toții avem nevoie. Ei bine, eu cred că sunt trei egregori care ne străbat societatea care... Sunt mai mulți. Dar eu vorbesc de unul major. Eu cred că sănătatea este o chestiune firească și care, sigur, e tratată în mod diferit de la tânăr la bătrân. Tânărul cam doare pălărie pe el. Și prin ce trece. Da, exact, care, exact. Dar banul, în schimb, este, după mine, este cea mai mare obsesie, este marele pericol și care, iată, banului ăsta... Dacă e să ne gândim la toate instituțiile banului, sunt ridicate mai multe temple decât tuturor celelalte religii luate la un loc, mai multe bănci cu sucursale, filiale și așa mai departe, care sunt instituții ale banului, nu? Sunt temple ale banului, societăți de asigurări și așa mai departe, mai multe decât toate bisericile și altarele la un loc. Da, și în ultimii ani ați văzut cât de multe bănci sunt la fiecare colț de stradă. Exact, la fiecare colț. Pe urmă, uită-te la respectul cu care omul intră într-o biserică și respectul cu care intră într-o bancă. Păi scuză-mă, când te duci la preot mai și glumești, iată-l pe popa ce face acolo, ce nu știu ce, da, cum țipă la bancă, la bancă, vai de mine, ești cu minte, ești... E vorba te duci frumos îmbrăcat, uite-te în biserică cu minte. Hai să mă duc spre ceilalți doi egregori. Sănătatea o lăsăm. Mă mai umărit, spre dragoste. Da, okay. E foarte important. Dragoste. Pentru că mulți oameni umblă, urlă după dragoste și nu o găsesc atâta vreme cât ea este ușor accesibilă în ei. Mulți oameni își irosesc viețile în dragoste prost, înțeles? Păi, știi ce ar însemna, Ciprian, ce spui tu, că practic este o lume întreagă care urlă după dragoste, care se gândește la dragoste, ceea ce nu e adevărat, în schimb la bani. Cea mai bună oglindă a societății și a lumii noastre este telecomanda televizorului.
ne uităm foarte bine ce avem, ce urmărim mai adesea. Da? Într-adevăr, foarte multe discuții despre politică și bani le găsim pe canalele de știri ce fac parte din... Da? Însă găsim foarte multe nebunii și, hai să spunem, o întreagă pulsiune care cheamă la dragoste pe canalele de muzică, de telenovele și așa mai departe, care iarăși se adresează și sunt gustate de un alt public. Iar sănătatea, eu aș lega-o cumva pe undeva cu canalele de sport, ca fiind în sfera de influență ale divertisment, da, mă rog, egregor. E divertisment, că nu o să-mi spui tu că ea care se uită la fotbal și bea o bere și fumează în draci, ea să gândesc la sănătate. Ba da. Never. Ea să gândesc la... proiecția lor asupra fizicului. E adevărat, bun, le-ar place să fie în loc... în fine. Dar de ce le-ar place să fie în locul fotbalistului? Ca să aibă bani, în primul rând, și să aibă gagici. Adică ceilalți doi, păi egregor. Păi scuză-mă, că dragostea gagicile alea cu silicoane nu înseamnă dragoste. Înseamnă dragoste trupească, înseamnă... prost înțeleasă, altfel înțeleasă. Nu înseamnă prost înțeleasă, înseamnă... plăcere, ce înseamnă? De moment. Înseamnă plăcere. Eu cred că un egregor al lipsei, de fapt. A lipsei de bani sau a lipsei de dragoste și focusul fiind pe lipsă, dăm energia acolo și îl creștem. Da. Creștem lipsa de bani sau lipsa și de și lumea dragoste. E plină de bogății și de dragoste și de dătoare de sănătate. Chestiunea, vezi că acest egregor, nu știu, deci nu are rolul unei divinități. Practic, divinitatea are un rol creator. Orice divinitate, chiar și cele considerate malefice, au domeniul lor de creație sau, în cazul lui Dumnezeu, este a toate creator. Păcând o asemenea entitate, care nu pot să-i spun că este divină, pentru că, până la urmă, este creație a spiritului uman, are un rol ciudat, un rol de întoarcere în timp. Înțelegi? Deci, practic, este un arc de cerc care reprezintă creația spirituală și un arc care se închide prin acest revers, prin această oglindă a creației spirituale. Deci până undeva este ceea ce am putea spune este uroborusul spiritualității. Este acel șarpe care până la urmă își mușcă coada. Exact. Și practic ne închide... Ce-l animă pe Gregor dacă nu sufletul? Sufletul uman, într-adevăr, sufletul uman, dar deja cred că este o lucrare care funcționează independent. Exact. Atâtea mii de ani de gândire, numai la asta, numai la asta, îmbogățire, război, gândește-te numai câte jertfe i s-au adus. Spuneam de temple, dar gândește-te că nu pentru... Câte războaie au fost numai din orgoliu? Destul de puține, cred. Și iată, în schimb, câte războaie au fost pentru bani? Ajung să-ți dau dreptate doar gândindu-mă că la cât de bogați suntem, în câte bogății trăim și totuși ne plângem de sărăcie. Da. Avem cel mai bogat pământ, cred că, din Europa, cel mai roditor și îl lăsăm în paragină și... Bineînțeles. Mamona încă mai cere jertfă. Și nu e vorba de România, e vorba de lumea întreagă. Gândește-te numai la toate bogățiile care sunt pe continentele astea distruse, pe continentele astea sărăcite, America de Sud. Da, am călătorit mult și e extraordinar. România e o țară extraordinară din punct de vedere al pământului, apelor, cascadelor. Hey. Dar nu știm să le arătăm. Bun, în exterior. Pentru că tot am vorbit de aceste creații și hai să vorbim însă și de ceva care nu este accesibil omului, după părerea mea, ci acel ceva accesează omul. Și mă refer aici la revelația care, după părerea mea, are un singur sens, aceea de la Dumnezeu către om. Practic. Pentru că tot se apropie, nu? Cum spuneam, Buna Vestire, peste două zile este Buna Vestire. Revelația. Ce părere ai, Ciprian, apropo de felul în care Dumnezeu ajunge să schimbe cumva cursul evenimentelor prin aceste... sau divinitatea, hai să nu folosim divinitatea, termenul. Mai bine, da. Spus. Iată, stau să mă gândesc foarte bine. Apocalipsa, da? Este tot o revelația și profeția în același timp. Hai să vorbim de... Da, asta vreau să spun, că da, se leagă cumva... foarte bine. Apocalipsa o traducem ca fiind totuși revelație, dezvăluire. Dezvăluire, ridicarea vălului. Așa cum spuneam totuși și mai înainte, dacă Dumnezeu este totul, El este ceea ce a fost și ceea ce va fi. Fără de... Ori, omul, Dumnezeu știe ceea ce va urma prin faptul că este ceea ce va fi. Se dezvăluie omului, da? Doar pentru... Este foarte interesant de ce totuși se dezvăluie omului în situații de criză, în situații, în puncte zero
ale umanității și de ce apare totuși această dezvăluire acolo unde te aștepta mai puțin. Da? Da, nu, eu încerc să te urmăresc, da. Apropo de punctul zero ăsta, adică de ce, adică de puncte esențiale. De puncte esențiale. Venirea lui Hristos pe pământ a fost, da, evident un punct. Bun, dar din punct de vedere istoric, de ce era așa de necesar? Era necesară totuși o schimbare, pentru că păgânismul, da, da, așa cum îl vedem noi, se cam se deplasase fundamental de la, hai să spunem așa, de la multe dintre legile divine pe care le aveau oamenii în societățile lor atunci. Bine, stai un pic, hai să facem o diferențiere, să nu vorbim de Iisus ca Dumnezeu, ci să vorbim de Iisus ca profet. Hai să spun. Păi, profeți au fost mai mulți, profeți, da? Profeți au fost mai mulți. Care este... Câți dintre ei au fost inspirați, într-adevăr, și câți... Dacă asta sunt numai, profeți, este numai... Deci, prin profet, grăiește Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Asta evident. Este... Pentru mine este un proces necunoscut, dificil de pătruns, acela al revelației divine. Dar ne putem gândi totuși la revelațiile cotidiene ale fiecăruia... Nu cred că putem... Ca să înțelegem mecanismul și procesul. Inspirații cotidiene, poate, exact. Da. Revelația e... Da. Hai să spunem inspirații, da. Da. Momentul în care cineva are o problemă dificilă de criză și nu poate găsi răspunsuri și iată că la un moment dat, de undeva, da, dintr-o dată, se iluminează și are un acel aha și schimbă corect cu totul, da, stare, mai mult decât atât, schimbă starea interioară. Da? Și un profet în zbucium religios, după momentul revelației, are o nouă stare interioară, fără îndoială lucrul acesta. Pentru mine revelația nu este altceva decât acel punct zero, da, între două stări ale aceleiași persoane, ale omului, da, da, asta ar sau însemna, ale profetului. Mă rog, asta ar însemna practică revelație este indusă, cerută, cel puțin de respectivul profet, ceea ce nu e cazul. Nu întotdeauna. Au fost cazuri de hai să spunem, de oameni care au fost sub influența divinității și care nu au cerut lucrul acesta. Nu, nici măcar nu se așteptau. Da? Saul, de exemplu. Da? Nu se aștepta Saul. Fără îndoială, da. Păi asta spun și eu. Asta înseamnă revelație. Că ce o să fac? Să mă aștept eu să-mi vină... Și mai mult decât atât în tradiție... Saul, Paul, da, deci din Tars, Iosif, Templarul. Nu se aștepta să vină să îi explice. Să facem o diferență ușoară între revelație și profeție, pentru că revelația înseamnă inspirația aceea divină, da? Și profeția, oferirea ei întregii lumi. Și în tradiția ortodoxă, da, găsim sfinți părinți care au primit inspirația divină, dar au păstrat-o în comunitatea mănăstirilor. Nu au ieșit în afară, pentru că nu era momentul istoric să facă lucrul acesta. Eu sunt de părere că totuși există în jurul nostru foarte multe revelații, foarte multe minuni. Problema e că noi de multe ori ne-am închis, ne-am rupt de natură, cum ziceam, și nu ne e atât de simplu să observăm, să vedem și să conștientizăm în primul rând. Bine, multe revelații, inspirații din asta, da. Da. Avem puterea în noi, avem conexiunea cu noi, dar din păcate trebuie să fim și alerți, să traversăm strada și până și în șamanism se deschide a opta chakră, dar după curățarea aurei, echilibrarea ei, repararea, o adun înapoi toată acea energie pentru a nu rămâne conectată prima chakră cu a opta continuă și atunci a fi prea mult conectat cu spiritualitatea și a fi, așa zis, cu capul nori. Dar pe de altă parte, subconștientul nostru are multe portițe și de multe ori îl accesăm. De câte ori nu ni s-a întâmplat să conducem mașina și să nu mai știm pe unde am trecut sau să mergem pur și simplu să ne pierdem în, da, natură. Aia e tot o stare alterată de conștiință și e tot o conexiune cu divinitatea, cu sinele superior. Vorbind despre revelație, îmi dau seama cât de mici suntem, pentru că nu putem cuprinde cu mintea un lucru atât de fenomenal pentru noi ca comuniune, ca comunitate umană. Nu putem înțelege procesul sau ce se întâmplă în momentele revelației. Și mai mult decât atât, nu putem înțelege de ce Dumnezeu se arată
în cele mai surprinzătoare situații, uneori celor mai surprinzătoare și mai puțin așteptate persoane. Cum a fost exemplul lui Saul, anterior. Da? Poate și al lui Mahomed. Da, evident. Da. Este greu de înțeles și este dificil de cuprins cu mintea umană rațională. Ar trebui să fim puțin mai mult spiritual ca să înțelegem lucrul acesta. Să putem vorbi despre revelație în adevăratele ei înțelesuri. Într-adevăr, și vorbeam la un moment dat despre experiențele mistice prin care trec unii credincioși, nu? Cum ar fi în cazul penticostalilor, cu acel fenomen al vorbitului în limbi. Practic, la un moment dat, în timpul unei rugăciuni intense, Duhul Sfânt, se spune, vorbește prin ei și încep să vorbească în limbi pe care altfel nu le cunosc. De multe ori în limbi moarte sau în limbi extrem de îndepărtate de zona noastră. Sau niște bâlbâieli continuate, să spun. Sau niște sunete care după aia trebuie interpretate și așa mai departe. Sigur că de multe ori sunt niște impresii, niște prostii. Este dificil de înțeles pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii și mai mult decât atât, da, motivul acestei pogorâri. De ce să vorbească oamenii în limbi? Pe un fir logic. Exact. Da? Acei apostoli aveau nevoie de vorbitul în limbi pentru că îi aștepta misiunea, îi deveneau misionari ai creștinismului și aveau nevoie să cunoască, să știe, să înțeleagă, să se exprime în limbile popoarelor care urma să interacționeze. Ori cultele de acum, vorbitul în limbi, în cazul lor, nu are o utilitate practică. Nu poți să spui asta, care are utilitate practică, dar nu poți să spui neapărat că poate, nu știu, oricând pot apărea aleși, oricând pot apărea oameni care să aleagă Duhul Sfânt să vorbească prin ei. Asta nu putem să spunem că nu se poate. Ba da, la oamenii aceia îi vezi după lumină, nici nu trebuie să vorbească, practic. Am întâlnit oameni, hai să spunem, care nici măcar nu era nevoie să deschidă gura, iar curățenia lor interioară se impregna asupra celor din jur prin simpla lor prezență. Acolo există într-adevăr Duh Sfânt. Da? Dacă încercăm să căutăm dacă am fi să considerăm o persoană cu har ca fiind doar una cu care are argumentații logice și înșiruite, exact, bine, ne-am rătăci. Diavolul și partea rea noastră și păcatul nostru este undeva din cunoaștere, da? Cu alte cuvinte, din căutare rațională a adevărului, a binelui și a răului. Harul divin este... Bine, poate să vină respingerea, de exemplu, de care dau dovadă mulți oameni tot așa certați cu Dumnezeu, certați chiar și cu omul, au o respingere categorică, ca orice. Iată, nu sunt oameni care au citit, nu pot fi acuzați de deviație cultă. Oamenii aceia, să ne gândim puțin la atei în speță, da? Ateii caută întotdeauna rațiuni, raționalizează existența sau inexistența lui Dumnezeu, da? Adică o pun la îndoială și caută să argumenteze. De ce? Pe undeva e logic să încerci să nu negi ceea ce a câștigat omenirea prin studiu, prin muncă. E logic. Și iată, pe de altă parte, există și acest aspect subiectiv al exemplelor negative din biserică în urma unui dogmatism excesiv, acel celebru crede și nu cerceta dus până la extrem. E bine, asta e reacția. Ateismul e o reacție la bigotism, la ultradogmatism, la o mulțime. Da, sigur că și ateismul dus până la limite ridicole... Să nu uităm că există mai nou în toată lumea asta, chiar și pe la noi, biserica ateistă. Am auzit. Nu, sincer, nu prea mi-e explicit. Fiul unei celebre foste senatoare este preot în biserica ateistă. Nu știu cine asta, Plăcintă? Da, exact. Hai să spunem, o reacție foarte puternică. Să nu vorbim de idioți, nu vorbim acum. No. Bă, însă, iată, ateismul în sine ajunge să devină o nouă religie non-teistică. Da? O religie fără divinitate, fără supranatural, fără Dumnezeu. Acum știi ce se întâmplă? Nu știu, adică părerea mea, Ciprian, este că indiferent în ceea ce ai crede, tu de fapt ajungi să crezi într-un final tot într-un unic creator.
inclusiv vezi din zona aceasta a religiei contestatare. Mă refer la satanism, la luciferianism, la, mă rog, formele acestea. Până la urmă, ce poți să crezi? Că există o dublă creație? Nu. Nu se poate. Nu există o bipolaritate. Pentru că bipolaritatea, mă rog, fizic vorbind, nu poate fi explicată dacă e să ne gândim la mai multe dimensiuni, dar în fine deviem. Însă, ideea unui punct comun, ce te face să crezi? Într-un singur, nu? Evident. Că manifestările au avut loc prin N divinități, prin, poate, prin fiecare, cum spune Simona. Poate prin fiecare. Simona spune, nu, că Dumnezeu e în fiecare din noi. Și multe religii spun chestiunea asta. Ba chiar în religia hindusă, în anumite forme ale religiei hinduse, în brahmanism, se spune foarte clar că Dumnezeu este în fiecare, dar nimic din ce e în fiecare nu e Dumnezeu. E un paradox. Dar, de fapt, dacă este să ne gândim la ființa pură, la unica entitate pură, nu? Creatorul, e firesc ca acel creator, acea puritate, să nu aibă nimic din impuritatea noastră. Știi? Ar fi o idee. Da. Dragii mei, timpul destinat emisiunii a cam expirat. Eu mă bucur, a fost o discuție, să zic așa, amicală, cu doi oameni pe care îi apreciez în mod deosebit. Pe Ciprian îl puteți întâlni mai des pe site-ul nostru, pe Cronica Supranaturalului, pe chat, de asemenea. De altfel, lui vreau să-i și mulțumesc pentru că a repus în funcțiune acest site. Și începând de săptămâna aceasta, ne putem întâlni și acolo cu comentarii, cu materiale, inclusiv cu chatul din timpul emisiunii. Pe Simona o găsiți pe site-urile ei, pe Eden Center, deci pe Eden Simonaioniță.com sau și pe Simonaioniță.com, da, și în grupul tău, nu, în grupul tău de pe Facebook, pe Eden Center, pe care și eu public de foarte multe ori materiale. Chestiunea este încă, evident. Sper că în curând să putem să reluăm și întâlnirile video de pe Cronica Supranaturalului. E, da, să ne întâlnim mai rar acolo, că prea ajuns, sunt obositoare, sincer să fiu, cel puțin pentru mine. Nu, o să păstrăm oricum legătura prin 6TV. Zona aceasta supranaturalului, în care, așa cum spun de obicei, odată cu fiecare răspuns, găsim de fapt tot mai multe întrebări, este, știu și eu, dovedită de această temă pe care am discutat-o astăzi, și anume această realitate de dincolo de conștient. În sensul că poate visul, poate stările de subconștiență sau de conștiință extinsă ne dovedesc fiecăruia dintre noi că există ceva acolo, dincolo de noi, în supranatural, în zona supranaturalului. Pot fi accesate pe căi oculte, pot fi accesate pe căi inițiatice sau prin metode moderne, nu? Cum spun psihologii. Dar, în orice caz, există un adevăr acolo, dincolo de noi. Eu vă invit și săptămâna viitoare să ne întâlnim la Cronica Supranaturalului pentru a căuta adevărul și a găsi tot mai multe întrebări. O seară bună!